Constructorii lunii la tine venim, pregătiți să construim. Pornim! Noi vom începe acum, nu e timp de pierdut, să ajutăm, vrem și putem. Bugs și echipa, hey! Ceva nou ei vor clădi. Bugs și echipa, hey! Alături vor construi. Mare brânză. Bine, echipa lunii! Vă explic regulile. Primul șofer duce piatra echipei în jurul conului și înapoi. Apoi o predă șoferului 2. Al doilea șofer duce piatra în jurul conului și înapoi. Echipa care termină prima alege ce avem la prânz. E clar? Da, noi o să câștigăm. Așa e. O să o facem, Tweety. Sigur că da. Pe locuri. Fiți gata? Start! Bugs e cu un salt în frunte. V-ați prins? Pentru că iepure. Ai grijă la viteza cu care întorci, Duff. Oricine poate câștiga, prieteni. Dar câștigăm noi, pentru că învingătorii aleg prânzul. Ah, Porky, poate ai vrea să te grăbești puțin? Așa-i. Noi am câștigat cursa macaroane cu brânză la prânz. Cu extra brânză. Probleme, Duff? Ai cam scăpat piatra. Hopa! Acum mă întorc. Haide, Porky! Aproape ai ajuns! Constructorii lunii, Lola aici! Da, venim chiar acum! Păi, Gașca, jocul o să mai aștepte! Avem treabă de făcut! Perfect! Bine, echipa! Constructorii lunii au fost angajați de surorile Șoarece, proprietarele cele mai mari fabrici de brânză de la periferia lunii Burgului. Din păcate, au avut un accident cu macaroanele cu brânză. E de rău! Sună delicios! Surorile vor să le construim un pod ca să treacă peste macaroanele vărsate. Hai să ne gândim care ar fi cel mai bun pod. Poate să arate ca o lingură? Sau furculiță? Sau amândouă? Un pod furculingură, marca originală a constructorilor lunii. Ca să fie în echilibru, lucrăm din ambele părți și ne întâlnim la mijloc. Mare brânză! Bine, Gașca! Vremea pentru cască! Construim, să construim! Să construim, să plecăm! Luăm sculele și ne echipăm! Avem treaba acum și ne-am adunat! Hei! Papi minunat! Fai acum, sosim imediat! Proiectul-i ca și rezolvat! Noi construim, wow, noi construim! Cei mai buni! Au ajutat! Constructorii treaba au terminat! Surorile Șoarece nu pot să treacă peste? Ce bine că vehiculele noastre au modul macaroane cu brânză! Bun, echipaj lunii! Ele sunt clientele noastre, Ruti și Gărti! Cunoscute ca Surorile Șoarece! Ce faceți, fetelor? Apreciem că ne construiți un pod ca să mergem acasă. Da, da, sigur, da. După cum vedeți și voi, n-am ajuns prea departe. Păi, vă lăsăm atunci. Haide, Gert, o să trecem ca prin brânză. Bun, echipaj lunii. Cum construim din două direcții,
Trebuie să formăm două echipe. Păstrăm echipele de mai devreme și creăm un joc. Iubesc jocurile. Asta înseamnă că lucrăm împreună la o parte de pod, Tweety. Iar eu și Duff mergem în cealaltă. Și eu mă asigur că echipele se întâlnesc fix la mijloc. Mai bine urmați instrucțiunile. Și câștigătorii aleg prânzul? Absolut! Așa mai vorbim! Când ar trebui să lucrăm la podul Furculingura! Ce entuziasmat sunt! N-am mai construit un pod până acum! Trebuie doar să urmărim cu grijă instrucțiunile. Sună bine, Porky! Primul pas, sortează piesele. Mă ocup chiar acum. 1, 2. Puțin mai departe. Așa, da. Hai să vedem. Primul pas. Aruncă instrucțiunile. Știm toți că important e doar să terminăm primii. Construim mai repede, câștigăm mai repede. Exact. 136, 137, 138. Tot la primul pas? Sortarea pieselor. Urmăm instrucțiunile cu mare, mare grijă. Să sortăm o dată, numărăm de două ori. Bine, așa să faceți. În regulă, hai să le lipim așa. Lipiți mai rapid cu bandă. Merge așa. Wow, vă mișcați chiar foarte bine. Continuați dacă vreți să câștigați. Ai auzit, Duff? Alegerea prânzului e asigurată. Haide cu banda. Știam că dacă transform treaba într-un joc o să dea tot ce au. Bună idee, eu? Mersi, eu? Bate palma? Pasul 2, lipici de construcții. Arată fabulos! Mersi, Lola. Cred că am cam exagerat cu lipiciul și, păi, m-am lipit. Stai liniștit! Ai noroc! Am mereu dizolvant de lipici, Acme. Mersi, Lola. N-au construit prea mult, dar au urmat toate instrucțiunile. Va fi bine, sper. Sunteți iuți ca fulgerul. Așa-i, nu? După părerea mea, e destul de impresionant, dacă pot să o spun. Aha, sunt sigură că e bine. Joc. Cred că pe toți ne-a luat. Categoric. Pe mine, clar. Am încercat să fac treaba distractivă, dar am uitat scopul. Să ajungă surorile șoarece acasă. Doar că Bugs și Daffy ați fost așa de rapizi. Nu ni se spune degeaba echipa viteză. Nu ne spune nimeni așa. Și Porky și Tweety, ați urmat bine instrucțiunile? Puțin prea bine. Mulțumim. Cum reparăm noi asta? Păi, avem o echipă care lucrează repede și una care urmează instrucțiunile. Dacă schimbăm echipele, avem două echipe care le fac pe amândouă. Tweety lucrează cu Daffy și se asigură că urmează instrucțiunile. Și Bugs lucrează cu Porky și se asigură că prinde viteză. Lola, ești un geniu! Da, Daffy, tot câștigătorii aleg prânzul. Acum hai să reparăm podul Furculingura. Pasul 1, sortează piesele. Dacă trebuie. Destul lipici, Porky. Bine, Bugs. Foarte bine, echipaj lunii. Mersi, Lola, pentru că ai unit echipele. Deci, cine a câștigat?
Echipa lui Duffy. Uite ce bine au urmat instrucțiunile. Eu ziceam că a voastră ați terminat primii. Cred că au câștigat constructorii lunii. Atunci cine alege prânzul? Aha, stați liniștiți, o să ne ocupăm noi. Vă mulțumim pentru o treabă grozavă. Ne-am gândit că poate vi s-a făcut foame, așa că am adus niște macaroane cu brânză. Păi, ar trebui să mergem spre casă, să nu prindem aglomerație. Fără pod, am fi rămas printre macaroanele cu brânză. Așa e, Gert, așa-i. Și pe curând. Unde-i Duffy? Ce bun!